Mai bine faci o călătorie rapidă, da? Culinară. Da. Dăm voie să ți-l prezint pe prietenul meu, șef Salvo. Buongiorno, șef Salvo. Bună dimineața, bună dimineața, Cove. Molto bene, bună dimineața, Lilli. Hai, Lilli, să faci cunoștință cu Salvo, care astăzi ne poartă departe. Eu parlo italiano. Și eu vorbesc italiană. Lilli, plăcere, incantat. Să știi că sunt foarte, foarte trist. De ce? Că de mâine nu te văd. Bine, durează foarte puțin. Acum, fiecare săptămână ne întâlnim cu Cove, pregătim a mâncare, gata. Plăcere că te cunosc, Lilli. Unde ne duci astăzi? Unde călătorim astăzi? Cine merge în New York, cine merge în Grecia, acum toată lumea merge în Grecia, cine merge în Spania, eu vă duc în țara mea, vă duc în Italia. Unde azi facem un percurs de toată Italia. Toată Italia. Începem cu niște rigatoni, che è o specialità della Roma. Facciamo rigatoni alla Amatriciana. Bun. La Roma vreau să merg. Da. Mergem și la Roma. Mergem și la Roma. Așa te întâlnesc cu papa, che m-a spus de tine. Da. Să știi că am văzut tu Cove, m-a plăcut de el. Să-l binecuvânteze papa. Că acum că ai mov, e o culoare de pastele. Deci am mers la Roma. Am mers la Roma, continuăm cu Sicilia. Mergem în Sicilia, unde avem paccheri cu fistic și specă, che è un fel de prosciutto. Și poi mergem în Emilia Romagna, unde Bologna, unde facem niște fettuccine o tagliatelle cu roșii proaspătă și busuioc. Și la sfârșit mergem spre Napoli, chestia așa, unde facem niște spaghetti la carbonara, che non è che carbonara è d'oro della Roma. Carbonara semana anche in tutta Italia, come semana anche forte molte in Romania. Esatto. O bogăție de paste în stil italian. Perfect. Hai să le luăm pe rând așa. Cum facem, cum pregătim pastele astea alla Roma? Allora, astea sunt rigatoni, le facem cu tigaie și ouă, nu glumesc. Corect. No, e foarte simplu. Cum preparăm rigatoni alla Amatriciana? Facem niște rețete originale. Ok. Rețete originale e ulei, usturoi, spec che lo prăjim și ne lucrăm sos de roșii. Gata, nu are nimic. Atât. După are foarte mult parmezan când la mistricam. Ok. Și după ne pregătim paccheri. Paccheri e o pasta așa, semana anche in sud Italia, semana anche in două perioade de an. Când e carneval. Infatti se numește și pasta de la carneval. Noi azi la facem foarte simplă cu fistic. Avem aici fistic prost. Cum pregătim fisticul ăsta? Șef, ascundeți fisticul. Bine, Lilli, te rog, mănâncă unul de fistic. Noi îmi place foarte mult fisticul și... Nu, unul te-a spus să mâncă, m-ai stricat rețeta. Nu, ce se întâmplă? Fistic noi lo rumpem cu cuțit și după lo mistricam cu specă. Atunci nu punem deloc sare, apa de cotură și un pic de smantană de gătit. Înțeles? Foarte simplu. Și are un culoare foarte de vară, e proaspătă. Și după ne facem cu roșia asta, sherry, che asta se numește roșii pachino, fierbem un pic roșii, le răcim, după că le-am răcit, îi dăm un șoc termic, facem un sos de roșii foarte misto, cu foarte mult buzuioc. Bun. Și după ajungem la regele, bucătăria italiană, carbonara, unde facem o rețetă 100% original. Ouă, parmezan, piper și sare. Gata, nimic. Atât? Eu, păi, veve și cotofana vine, nu? Bine, atunci trebuie că pregătesc un pic mai mult, pentru că cotofana vine aici, mi-e fură mâncare, e incredibil. Nu știu că în ultima vreme l-am văzut că e pe regim, mănâncă mult avocado, nu știu ce. El e regime până când nu ajungă eu aici. S-a terminat. În ziua în care ești tu aici, gata, renunță la regim. Am fost o experiență foarte minunată aici la Vorbește Lumea, mă bucur că te-o cunoscut, mă bucur că și azi o cunoscut pe tine. E foarte frumos că s-a îngrășat tot platoul de când o ajungem. Am fost tot slab, acum cu toată lumea. Dar suntem pregătiți de vacanță, adică mergem cum trebuie în vacanță. Da, mergem în vacanță, meritată vacanță. Suntem foarte obosit acum, dacă nu te machezi, ai niște ochi negri. și mergem în vacanță, da. Durează foarte puțin din păcate. Exact. Lucru durează mult. Vacanța foarte puțin. Vacanța foarte puțin, dar e bine că avem și că ne putem bucura de ea. Abia așteptăm să ne bucurăm și de mâncare bună. Eu mă asortez, da. Perfect. Tu ce paste preferi? Eu prefer pastele bolognese din Emilia Romana. Da, ma nu e bolognese, doar cu roșii. Am făcut azi vineri, cineva face post, atunci am făcut o pastă de post, unde avem doar roșii și busuioc. După aici mănâncă ce nu are nevoie de post. Eu mâncam și spaghete poloneze, că mă rog, le aduceau din import în Polonia. Să știi că în Polonia facem spaghete foarte bune. Păi da, știu, tocmai de-aia. Și eu, când lucram la Vatican, fiecare an, noi, în august, se mergeam în Polonia, pentru că papa era... Nu e că am mers la Buzău, papa era din Polonia. Și odată am mers în un restaurant și au citit menu, erano spaghetti alla bolognese. Dic, de fapt, se mănâncă un pic de aia, erano doar ciorbe, zupe, așa. Mă aduce un munte de paste. Da. Nu am mâncat niciodată. Era groaznic. Asta, vezi? Ai mare noroc, Salvo, că papa nu e de la Buzău, că altfel trebuia să faci ceva cu cârnați de pleșcoi. Ni se lungesc urechile de foame. Stați-mă puțin, mă, bă, cum mă să... Bă, da, mâncare, hai la Salvo. Mirosul. Da. De la șef Salvo mi se pare normal ca el să meargă cu tramvaiul 23 de la Buzău mai devreme. Cu avionul, cu, știi? Eu stau cu minte. Uai. Salvo, cum stăm cu pregătirile? Suntem bine, am pregătit prime doi farfurie. Așa? Atunci revin înapoi, ne fac 4-2, nu ne grăbim. Așa, ce ai pregătit? Alor, am făcut... Prima rețetă am făcut rigatoni alla amatriciana. Da. Așa. Bun. Asta intigaile le lasă la coțofană. Da. Voi mânca din farfurie. Da, finule, adu niște pâine ca să dăm lui coțofană să rezolve aici cu tigaia. Aici, dragă, asta pentru tine. Așa. Eu niște cliente fix aici în emisiune, înțelegi? Exact. Un pic de parmezan, așa. Bun. Asta e toată sănătate, mănânc. Sănătate, sănătate. Ia, Lili, te rog. Aici ne punem fettuccina clasică cu sos de roșii. Am fiert roșii, l-am răcit cu gheață, i-am dat un șoc termic. Bun. Așa, foarte frumos, Michelin. Michelin. Coțo, cum e, mă? Te-ai băgat pe tigaie. E asta, că punem... Așa, adică, mamă, cum arată asta? E un pesto, e un pesto de buzioc și parmezan și gata, poftă bună. Gata. Și prietenii mei aici de la radio. Hai Lili, ia vezi. Cum e asta? E doamne. Cum mâncai tu pastele astea, ia. Simți așa, nu? Mama mia! Sunt ca la Tulcea sau cum? Mai bune, nu? Dacă spune că sunt ca la Tulcea, eu mă dezbrac și plec. Ok, că sunt din Sicilia, că aproape din Turcia. Cu paste avem niște chestii un pic diferite. Da, nu sunt... Ce tortale ești! Șef, eu sunt din Tulcea. Da? Eu sunt un pic mai bună ca pastele astea. Dar pastele astea nu sunt rele, sunt foarte bune. Chiar sunt delicioase, ce să mai... Mulțumesc! Șef, dar asta cum se numesc? Asta sunt rigatoni alla amatriciana. E o rețetă tipică din Roma. Asta e o rețetă din săraci. Săracii aveva niște roșii, un pic de spec. Exact. Ce facem azi? Amestecam roșii și spec, era o farfurie de săraci. Deci noi mâncăm de la săraci. Acum e o farfurie care costă foarte mult. Exact. Atunci, dacă mergem la Roma, nu mi spuneți, mâncam amatriciana, vă rog, mâncam altceva. Perfect. Hai să ne oprim ca să putem să mâncăm serios. Mai avem încă două feluri de paste. Facem carbonara și paccheri cu fistic. Perfect. E ceva mortal. Mortal. Bun, între timp cât s-a făcut? Mult n-ar mai fi. 20 de minute, dar până atunci eu zic în felul următor. Să nu plecăm în vacanță cu foamea, știi, la noi. Să fim relaxați, hai să mâncăm ceva, niște paste. Șef Salvo, cum stăm? Ia să vedem care este situația. Coțo, stai acolo sau vii la tigaie. Nu, mai mă las și pe voi, că eu... Hai, veniți! Nu, vede, Coțo! Nu, serios acum. Hai! Hai să mâncăm împreună. Dragilor, ia să vedem după ce avem aici. După că m-am speriat de tot chestia de la călătorie, așa? Că atunci rămân acasă, pentru că nu au făcut asigurare, nu au citit contractul, mai bine că rămân acasă. Așa, așa. Și v-am pregătit o călătorie culinară, da, în Sicilia, cu niște paccheri cu fistic. Și în mijloc Italia cu niște spaghetti carbonara. Carbonara. Vai de mine cum arată carbonara așa. De fapt asta e porția. E arată ca o carbonara. Exact. Asta e porția de pastă. Da. Nu mănânci cealaltă întreg. Frumos, exact. Da. Cove, eu pariez pe aia. Pe asta? Da, cum se numesc șef? Asta de-a mâncat noi din tigaie. Asta din tigaie. Asta din tigaie. Am mâncat din tigaie. Sunt paccheri cu fistic. Din Sicilia. Din Sicilia. Toamne, cum fisticul ăsta cum l-ai fiert în fistica asta, vedi, aici l-am tăiat, era întreg, l-am tăiat și l-am fiert cu un pic de ulei și specă în tigaie. Da. Absolut nu am pus sare. Tot sare care fistică și specă a dat gustul la paste. Perfect, perfect. Ce faci, Coțo? Pun și-o pe story, să-l vadă toată lumea pe chef Salvo cât e de talentat și de... Se știe că mi-e dore foarte mult de Veve și Cotofană, pentru că sunt cel mai bun client că eu mănâncat și din tigaie. Da. Și foarte frumos că sunt niște cliente care nu plăteste pentru că asta clar. Și nouă ta ne place cel mai mult. Știi ce se întâmplă cu ei și asta că nu trebuie să mai speli tigaia după aia, că e curățată. Se știe că a ieșit tot super curat. Exact. De fapt, ala vorbește, vă rog, Lili, Cove, mâncată că... Voi vorbiți că noi mâncăm. Sunt frumos, ma se mănâncă, nu trebuie că... Așa. Se și mănâncă, da? E un pic al dente, că e o terminată cu 2 minute. Zic, Cove, cum e aia? Pasta italiană. Ai de mine. Așa. Eu așa ceva n-am mai mâncat niciodată. Ia. Inca miroase bine. Asta este senzațională. Senzațională. Asta cu fistic. Lili l-a lăsat un pic al dente, un pic. Mai bine că nu îngrașă. Da, pentru că al dente, trebuie că spunem acasă, pasta al dente, nu fermentează în stomac. Trebuie că mâncată pasta al dente. Perfect. Nu, că italian, pasta al dente e cel mai bună. Vadă eu ce sunt slab, ce sunt frumos, așa, pentru că mănânc al dente. Șef Salvo, îți mulțumim din suflet că în acest sezon ne-ai făcut viața mai frumoasă. Ne-ai arătat ce înseamnă niște preparate rafinate. Ne-ai educat gustul și îți mulțumim pentru asta. Am simțit acasă, am fost o emoțiune și un plăcere foarte tare. Și m-a plăcut că s-a urmărit echipa, a venit Veve, Cotofan, azi Lili, Cove, cum se spune, statua centrală de tot. Și mulțumesc la tot. Noi îți mulțumim, să ai vacanță plăcută. Ne vedem anul viitor, dacă Dumnezeu vrei. Să ne vedem, să ne vedem cu bine. Îți mulțumim tare mult, ești un om minunat. Mă bucur că te-am cunoscut. Mă bucur că relația noastră a evoluat atât de frumos spre o relație de prietenie. Și îți mulțumesc tare mult pentru tot ce ne-ai oferit aici la Vorbește Lumea. Grație, șef. Grație. Ciao.